Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului va resfinți în data de 8 septembrie de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului lucrările de reabilitare realizate cu fonduri europene la Mănăstirea Negru Vodă din municipiul Câmpulung. Ansamblul mănăstirii constituie o pagină importantă din certificatul de naștere al țării românești, care lasă o moștenire arhitecturală unică atât generațiilor de acum cât și celor viitoare. În 2016 mănăstirea Negru Vodă a demarat un amplu proiect pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului. În anul 2017 a fost obținută finanțarea din fonduri europene, iar implementarea a durat 5 ani. Proiectul a avut valoarea de peste 4 milioane de euro. Au fost restaurate biserica domnească Adormirea Maicii Domnului turnul clopotniță zidit de Matei Basarab, casa egumenească, casa domnească și un zid de incintă, la care se adaugă și refacerea și pavarea cu piatră a drumului de acces în mănăstire și în interiorul ei. După secularizare, în anul 1864, Mănăstirea Negru Vodă începe să se ruineze. Ea își pierde proprietățile, îi revin doar pământurile ce o înconjoară și astfel se transformă în biserică de mir și devine un fel de catedrală a orașului în care se săvârșeau doar slujbele solemne. Devenită parohie, lăsată uitării, an de-a rândul, încet, încet a început să se degradeze, astfel încât atunci când prin Harul lui Dumnezeu și prin inspirație dumnezeiască, în al preasfințitul Părinte Calinic, a avut inițiativa să o redeschidă ca mănăstire. Chiar în ziua Sfântului Gheorghe, în anul 1989, mănăstirea se afla într-o stare jalnică. Drept pentru care era nevoie de o restaurare integrală a mănăstirii, lucru care s-a împlinit abia în anul 2016, când s-au pus bazele începutului unui proiect de restaurare prin fonduri europene. Din 2017, când au început să fie demarate lucrările, iată, ele au durat timp de 5 ani de zile în care a fost implementat proiectul cu ocrotirea Maicii Domnului, care este stareța acestei sfinte mănăstiri. Și poate nu întâmplător, în Alprea preasfințitul Părinte Calinica a deschis, a redeschis mănăstirea în ziua Sfântului Gheorghe, acesta fiind purtător de biruință. Iată, în 2022 s-a arătat o biruință asupra tuturor neajunsurilor acestor sfinte locuri în care ne aflăm la Mănăstirea Negru Vodă, și parte din ele, cam 80%, au fost restaurate cu acest proiect. Altfel nu s-ar fi putut împlini decât prin sprijinul acesta de care a beneficiat mănăstirea și au fost și persoane care și-au jerfit timpul lor, sănătatea lor, unii chiar viața, cum e Părintele Serafim, ca această mănăstire să fie restaurată și să arate altfel într-o strălucire pe care a avut-o odinioară. Astfel, urmează în data de 8 septembrie să trăim cu bucurie momentul care marchează resfințirea altarului mănăstirii Negru Vodă, drept pentru care chemăm pe tot credinciosul pe cel care cunoaște sau nu cunoaște această mănăstire să vină să o vadă așa cum este acum și să se roage Maicii Domnului ca ea să înflorească din nou și să redevină cea mai importantă vatră monahală a câmpului lungului Mușcel. Mănăstirea Negru Vodă este cel mai important centru monastic al Mușcelului și un important centru istoric și cultural al Curții Domnești Abasarabilor. Numele Mănăstirii Negru Vodă se leagă de descălecarea voievodului cu acest nume în țara românească, unde a zidit o biserică în anul 1215, fapt menționat și de pisania așezată de domnitorul Matei Basarab, care a rectitorit biserica mare în 1636. Tot atunci a luat ființă mănăstirea. După secularizarea din 1864, toate averile mănăstirii au fost trecute în proprietatea statului, mănăstirea rămânând doar cu terenul ce o înconjoară. În anii comunismului a devenit biserică de mir, dar a rămas ca o catedrală a orașului unde se oficiau slujbele solemne. Mănăstirea Negru Voda a fost reînființată la inițiativa înalt preasfințitului Părinte Calinic al Argeșului și Mușcelului în 1989.